cutie, am să vă arăt variantele și pe urmă o să vedem cine alege. Bordeiaș, bordei, bordei. Sunteți pregătiți? Ne-am scos așa. Sunteți curioși? Da, hai. Nu știam ce s-a află sub cloș. Mă gândeam paste, mă gândeam desert. Având în vedere că nu ni s-a dat pește, ci desert până acum, e posibil să ne cadă una din cele două. Păstră! Bun. 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 Măi, e bine că e pește. Crap. Crap. Crăpălău. Deci pește astăzi. Gata, știm ce avem de făcut. Dacă mă ajutați să numărăm împreună vara și ce urmează? 3, 2, 1 și... Mamă, e foarte grea. Hai. Cod negru. Cod negru. Nu cred. N-ai mă cum cod negru lângă crap și păstră. N-ai cum. N-ai mă cum. N-ai cum așa. Crap, cod și păstră. Unul mai interesant decât celălalt, acum depinde din care poziție îl privești. Nu am mai gătit niciodată cu cod negru, în schimb am mai gătit cu păstră și crap. Vai, eu mi-aș dori tare mult să avem crap. M-am face o stara mură. Vă mai spun ceva. Cine face codul negru are la dispoziție doar 60 de minute. Cine face păstră sau crap are 70 de minute. La ce are nevoie? La filetat, pentru că nu sunt pești, nu sunt filetați. Faptul că avem 10 minute în plus la păstrăv sau la crap ne ajută, dacă ar fi să avem astea. Pentru că sunt pești cu multe oase. Codul nu are nimic, niciun os. Zero. Câștigi proba singur. Cu cine începem? Flori. Arată-ne și nouă. Hai, mă. Am citit printre rânduri, am văzut că-s necâștigător. Hai, Cătălin? Nu mă uit. Oh. Arată-mi și mie. Ți-am dat bine azi? Dar ce ai tras, mă? Azi tu alegi, dragul meu. Până la urmă, tot eu am tras biletul câștigător pentru Cătălin. Uite, Cătăline, ia-l, folosește-l cu înțelepciune. Este prima dată în sezonul 4 când am și eu voie să aleg pește. Incredibil, l-a câștigat Florin. Știi, acolo mă așteptam să câștige. Așteptăm decizia dumneavoastră, domnule Scarlătescu. Vezi că o să ne dea codul negru pentru noi. 100%. Sunt mulțumit cu orice pește. Mi-e frică de crap, în rest, sunt mulțumit cu orice pește mi-ar pica. Crapul este un pic mai complicat de lucrat cu el pentru că are mai multe oase și dacă vreau să dau peștele fără oase, să-mi fie destul de greu. Hai, bate joc de mine! Bate joc de mine să te stropesc în ochi așa cu zeamă de mandarină. Hai, să te usture puțin, hai! Ia. Hai! Viră! Oi, că ăsta e al meu, știu eu, bani, știu eu. Da? Da. Poftiți, vă rog frumos. Golani ăsta. Las că ați mai făcut și știți. Da. L-am văzut cu 3 concurenți și am spus, băi, nu se poate. Trebuie să-l ajutăm cumva, nu? E colegul nostru, nu putem să-l lăsăm chiar cu chiloții în vine. Și atunci am zis, băi, păstrăv am mai făcut și chiar în emisiune, chiar în sezonul 4. Eu mă bucur că mi-a dat păstrăv, cu toate că eu cred că m-ar fi ajutat mai mult pe mine codul negru. Dar e bine și așa. Codul negru mi-l dai? Nu-mi dai codul negru? Tu ești cel mai pescar după planetă. Da. De asta ai mai prins. Bine, hai, dăm codul. Ai, păstrezi tu? Da. Acum, ca să-l încui puțin pe Sorin, i-am dat codul. Și ar fi dorit atât de mult crapul. Când a văzut crapul, uite așa făceau. Eu vreau crapul, bă. N-a vrut să-mi dea crapul mie, pentru că știe că sunt pescar, fac saramuri de mare lume. Cum, mă? Dintr-un păstră, un crap și un cod negru îi dai lui Pontea fix codul negru? Adică, ce ai, mă, cu el? Când șef Scărătescu ne-a oferit codul negru, eu m-am speriat un pic, pentru că n-am vrut niciodată cu el și fiecare pește trebuie să lucrezi într-un anumit fel, nu cu toții gătești la fel, la fiecare condimentezi într-un fel. Păi el și-a luat crapul ca să facă mămăligă saramură, clar. Păi mămăligă facem și noi oricum. Clejan, tradițional. Saramură. Clar, clar. Șef Scărlătescu a ales pentru noi crapul. Sper să fie alegerea potrivită. Nu prea am atins crap la viața mea la mâncat. Nu știu desfileta. Sincer, aș fi ales codul negru. Textura lui îmi place mult mai mult față de cei doi pești. Dragii mei, aveți cele 5 minute acum să stabiliți ce anume veți găti, să vizitați și cămara noastră.
mămăligă, ăsta dat prin pesme japonez și mălai. Da. Peștele prăjit, rumenit, ca lumea, crocant. Un mușdei de usturoi ca lui taică-miu. Taică-miu face cel mai șmecher mușdei de usturoi din lume. El m-a învățat să-l fac. Usturoi ținut în zahăr, cu sare, frecat bine, cu smântână. Și o salsa românească, gen legumele coapte, tocate, amestecate, cu puțin ulei de măsline. Și cam aia e. Eu am 3 oameni, ce dracu să fac cu ei? Vrei să fac avioane? N-am timp de avioane. Manele, ce pot să fac un cod negru? Și mă gândesc, ok, sunt muzicanți, merg la evenimente, la nunți. Ce se mănâncă cel mai mult pește la nunți? În ce fel se mănâncă? Pane. Nu pane? Parizien. Menier. Cod negru, mernier. Dat prin făină, ou, cu ou, cu bere, cu muștar, mă rog, asta ce se mai mult spre fish and chips, dar mie îmi place așa. Codul e un pește destul de fad și facem un cod ca la Paris menie. Adică un capere, verdeață, lămâie, sare, piperă. Au revoir. Ce facem? Spuneți voi. Saramurășel. Saramurășel. Mi-a rugat echipa să aleagă între crap prăjit cu mămăligă și mușdei sau saramură. Avem o saramură, avem 2 saramuri. Mai departe. Hai, vorbiți. Saramurășu. 3 saramuri? Spuneți, vorbiți. Saramură. 4 saramuri, deja nu mai contează. Așa că vom face saramuri. Astăzi mergem pe mâna lor. Ilea, dacă suntem mai mulți, da, forțele. Da, 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 categoric. Am zis, ne-ai asta zis. Eu n-am votat nimic, pentru că oricum votul meu era nesemnificativ. Toată lumea a votat pentru saramură. Aș fi votat pentru peștele prăjit. Tu trebuie să înfiletezi ăștia. Okay. Da? Și tu îmi faci mămăliga. Știi da. Să faci mămăliga? Da. Mă gândesc că cel mai bine ar fi să gătim noi doi și Irina să aducă tot ce ne trebuie, ce ne lipsește pe moment, să ne facă puțină curățenie. Cum am văzut de la battle la battle, farfurile doamnei Irina au fost bune. Și mă bucur asta. Dacă va trebui să alerg 2 sau 3, pentru doamna Irina eu o să fac. Știi să faci mămăligă? Mămăligă știu să fac. La fel ca și brânza de ieri. Voi doi vă apucați de... Filetaș. De fileta. Iar voi toate 3, ceapă, da. Ardei gras, usturoi. Astăzi, dacă cumva nu câștigăm, este doar din cauza faptului că ei au ales preparatul, eu am ales peștele, ei gătesc. Vreau să-mi faceți operațiunile de data asta cap-coadă. Cine se ocupă de morcovi, vreau să-mi și opărească. Mi se pare foarte corect că șef a luat decizia să începem un lucru și să-l finalizăm, pentru că așa poate să vadă și el felul cum muncim. Gătim ca la Paris, tata. Menier. 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 Cum gătim astăzi? Menier. Mă scuzați, vă deranjez cumva? Spuneți, gata. Am și eu niște treabă, să dau start. Haide! Știți unde aveți de fugit, da? Avem doar 60 de minute noi, da? Nu da. Uitați de chestia asta. Voi aveți doar 60 de minute? Am să gătesc ca la Paris. Crap la Paris. Ai să asta râzi. Fac eu azi. Crap la Paris. Am să gătesc ca la Paris. Dragul meu, Cătălin Scărlătescu. Nu mai zis așa de... El va alege în continuare. Da. Cum veți face? Grasule, ne apucăm plecăm toți în același timp. Plecați da, toți, da? Gata, toți în același timp. 5, 4, 3, 2, 1... Start! Vă doresc succes! Vreau codul, vreau cartofi repede! Du-te după pește, tu la du-o oale de apă.